Bună ziua! Sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Suntem astăzi la Brașov, la un târg de carte deosebit, este vorba de Lipfest. Și vedeta acestui târg de carte a fost Lebăda Neagră de pe Balaton, o carte eveniment anul acesta, care a fost lansată în diferite zone din țară. Dar, din păcate, se vorbește în șoaptă despre acest eveniment cultural pentru că deranjează pe unii. Dar noi întotdeauna am militat pentru libertatea de exprimare. Și în acest context îl avem ca invitat pe autorul acestei cărți, Romeo Căuții, un jurnalist consacrat, cu ștate vechi pe piața mass media. Eu l-aș numi un old boys din generația veche a presei și care știe ce înseamnă libertatea de exprimare. Și în acest context vreau să vorbim despre această carte și mai ales despre necesitatea de a ne exprima liber. Romeo, bine ai venit în zona noastră, a televiziunii Noua TV. O să spun ca nardeal, servus Costel, mă bucur foarte mult că m-ai invitat la această serie de emisiuni ale tale foarte interesante, care sfidează narativul oficial și care aduce în atenția opiniei publice subiecte delicate, incomode pentru putere, dar de mare interes pentru opinia publică. Da, așa este, fac parte din generația, le spun eu, ultimii romantici din presa din România, când am început în 1990 cu mare entuziasm, când un articol putea da jos un primar sau chiar un prefect. Și am ajuns, evident, ca orice jurnalist veteran, să ne adaptăm acestei perioade, adică să intrăm încet, încet pe online. Ce s-a întâmplat cu această carte? De ce a provocat ea scandalul și de ce ești cenzurat în diferite zone, mai ales în zona aceasta, a autorităților, a persoanelor care sunt la putere? Vreau să precizez că este senzația mea că sunt cenzurat. Nu am dovezi în acest sens, dar făcând jurnalist de investigație o bună perioadă de timp, instinctele de obicei nu mă prea înșală. Am vaga senzație și impresie că cei care ar trebui să fie atenți, nu numai la această carte, ci la acest tip de demers editorial, pe teme nu discutate, delicate, au ca prioritate liniștea. În România, după părerea mea, pentru autorități și chiar pentru o bună parte dintre români, după sănătate, liniștea este cel mai important lucru. Și Victor Orban reprezintă liniștea în România? A nu discuta despre Victor Orban, un personaj complex, complicat, jucător pe piața mondială, care stă, că ne place, că nu ne place, la masa la care se iau deciziile importante din această lume, este mult mai comod decât a îi arunca o provocare lui Victor Orban de a intra în niște discuții și negocieri care evident sunt benefice pentru atât pentru România cât și pentru Ungaria. Pentru cele două țări, această stare de tensiune, de veșnică hârâială, cu niște obsesii istorice vechi și depășite, mi se pare că nu e o poveste europeană care, sincer să fim, nici nu cred că mai are timp cineva să o analizeze foarte mult. Dar e mai simplu să ne facem că plouă și mai greu să adunăm în jurul nostru specialiști care să ne consilieze ce să facem și cum să demarăm o strategie față de Ungaria. Mie mi se pare puțin absurd, scuză-mă că zic, mi se pare un personaj supradimensionat, mai ales în condițiile în care în momentul ăsta este total izolat pe plan european și internațional. Vedem că și-a exilat în ghilimele propriul popor și efectele se cam văd. Și faptul că vorbim despre un premier a unei țări, mi se pare total normal. Noi putem scoate și o carte despre premierul Serbiei, pentru că și Serbia este o țară foarte importantă pentru noi. De ce nu? Să scoatem o carte despre Zelenski. Este foarte important. Dar nu înțeleg de ce atâta patimă sau atâtea încercări de a bloca o asemenea discuții despre Victor Orban. Este un premier a unei țări. Atât mai mult.
Nu vorbim să zicem la momentul ăsta, dar dacă am scoate o carte despre Iohannis, poate înțeleg. Da? E foarte corect, așa este. Da, din păcate nu s-a scos, poate la o vedată, eu am vrut la un moment dat să scot, dar am avut acest blocaj, da, atunci înțelegeam. Este președintele României, mă rog, este extrem de controversat, dar înțeleg, dar vorbim despre un primer a unui sau alte țări. Tu ai surprins foarte bine, de fapt, ceea ce este Victor Orban. Dar să nu uităm un singur lucru. Există dovezi, informații și analize care arată că Victor Orban este un produs mediatic al Moscovei. Da, exact. Moscova, că ne place, că nu ne place, e greu să nu iei în calcul ca niște adversari foarte puternici. Tot ceea ce face Victor Orban, de fapt, face la o consiliere foarte bună a Moscovei pentru a genera ce? Suspiciuni în cadrul Uniunii Europene, fisuri, discuții, reluarea tot felul de teme care nu sunt în acest moment de actualitate. Ce are nevoie Uniunea Europeană în acest moment când la granița României este un război în Ucraina? Are nevoie de solidaritate. Sunt probleme care se vor lămuri. Pot să accept că Uniunea Europeană nu funcționează perfect, da? Pot să accept că politicienii români sunt niște obedienți la Bruxelles și nu iau în considerare că Bruxelles este un spațiu al negocierii, nu un spațiu de comandament unde primești ordinele, vii la București și declar că domnule așa a spus Bruxelles. Dar astea sunt alte discuții care se pot rezolva, dar Victor Orban, revenind la el, face jocurile foarte inteligent. Da? Vine în România. Uite, îți dau un exemplu. Vine în România, vorbește la Tușnad ce dorește. Da. Slobul la gură. Deci făcând jocurile Moscovei cu discurs exact anti-american, anti-românesc. Și pro-China și pro-Rusia. Exact. Noi în România, statul român face eforturi financiare de strategii, asta trebuie recunoscute, pentru a contracara politicile de intoxicare și de manipulare ale Moscovei. În schimb, autoritățile române lasă să vină liber, nestingerit, necontrazis de nimeni, nereacționat, un vector important de comunicare al Moscovei, care face și declară absolut tot ce dorește cu mare efect. Să nu uităm că ce a spus Victor Orban la Tușnad a fost preluat de toată presa internațională. Da, a fost exact discursul Moscovei, nu are rost să ne amăgim. Și România asistă pasiv, da, prin decidenții ei. Deci își transmite mesaje nu de la Budapesta, ci din Transilvania, ceea ce este de-a dreptul stupid. E stupid și atenție, dintr-o țară care este un partener exact strategic al Americii și un partener fidel și onest. Și un membru la fel de fidel și onest, poate puțin cam umil și obedient, al Uniunii Europene. Exact, exact. Și atunci vă întreb eu totuși, care este strategia Bucureștiului, nu numai față de Victor Orban, și în general față de aceste jocuri ale Moscovei, care evident că au efectul lor, spune o, destul de eficient. Da. În același timp, trebuie să punem în discuție și faptul că odată cu vizita lui Victor Orban s-au pus în funcțiune toate instituțiile statului, inclusiv serviciile secrete. Dar pentru ce? Asta e foarte interesant. Pentru ce? Pentru a combate o mână de oameni care s-au dus la Tușnad ca să arate steagul românesc. E foarte interesant că SPP-ul, servicii secrete, jandarmeria, toate aceste instituții au răspuns la apelul președintelui Consiliului Județean și știm foarte bine cine este un extremist, așa, s-au dus acolo ca să îl protejeze pe Victor Orban. Deci toate instituțiile statului au jucat pentru protecția lui Victor Orban. Ceea ce este foarte ciudat. Foarte ciudat, stupid. Eu nu sunt specialist pe zona de inteligență în România, dar ca jurnalist, mie mi-e clar un singur lucru. Eu sunt convins că instituțiile statului, servicii secrete, poliție, jandarmerie și așa mai departe, își fac treaba. Problema este altundeva. E decizia politică acolo. Corect. La nivel decizional, la nivelul de vârf, probabil, da, al unor instituții, ale serviciilor secrete, ale politicului, se pun pe masă dosarele, exact, cu absolut tot, și decizia, după părerea mea, este prost luată. Este, noi fiind jurnalist de investigații, bineînțeles că ne-am confruntat și cu niște situații oarecum delicate. În sensul că
anumiți oameni din servicii veneau la noi și ne predau niște materiale, niște materiale foarte interesante care au, care au fost date instituțiilor și care au fost băgate sub masă. Și ca să atragă atenția totuși asupra unor probleme de securitate, veneau la noi. Pentru că noi puteam să le dăm opinii publice. Și mulți, de exemplu, mă rog, din discuțiile pe care am stat, spuneau că se simt frustrați, pentru că ei fac munca operativă, dar această muncă nu se vede nicăieri. Și tot ei sunt înjurați. Deci când sunt atacuri la securitatea țării, ei sunt de vină. Dar opinia publică nu știe de fapt că oamenii ăștia lucrează, întocmesc rapoarte, le-ai trimis la instituțiile publice, dar instituțiile publice își bat joc de aceste informații clasificate. Este evident, am convenit amândoi. Da. Nu trebuie să ne ferim să spunem că decizia politică este cea care a adus România aici unde este, cu probleme mai mari sau mai mici. Fără discuție este vorba de decizie politică. Restul, cum funcționează instituția, nici nu mă interesează și nici nu cred că este treaba mea. Există parlament și așa mai departe. Dar decizia politică. Și aici nu trebuie să avem absolut nicio reținere exact. De a arăta politicienii cu degetul și a le spune, domnule, nu suntem mulțumiți de ceea ce faceți voi. Da. Ai avut probleme totuși inclusiv la o instituție publică unde lucrezi. Este vorba de TVR. Este o televiziune publică care reprezintă interesul public. Dar din păcate, se vede că ei reprezintă mai mult interesele politicienilor, a clasei politice și nu a cetățenilor. Îmi permit să spun, pentru că eu nu lucrez într-adevăr la TVR, cunosc foarte bine, eu am lucrat numai în sectorul privat. Dar totuși tu te-ai confruntat cu această problemă. Ai dus chiar un război cu ei pentru că ai fost cenzurat. Ce ne poți spune despre această situație? Da, cartea nu ar fi existat dacă n-ar fi existat o decizie managerială de a bloca de la difuzare două emisiuni cu doi realizate, cu doi experți pe domeniul care se afla în discuție, un expert pe zona de intelligence, Tudor Păcuraru, și un expert pe relații diplomatice, Alexandru Ghișa, despre profilarea viitoarei strategii a lui Victor Orban, care tocmai câștigase alegerile față de Transilvania. Costele, spun foarte sincer, au fost două emisiuni foarte așezate, foarte profesioniste, în limbajul nostru cu minți, argumentate și bine construite. Decizia managerială de a opri această misiune cu niște argumente absolut puierile a provocat o anumită frustrare în mine ca jurnalist, cu atât mai mult cu cât n-a fost bine argumentată. Lucrez în presă din 1991 și știu când greșesc sau când anumite lucruri sunt făcute din considerente politice. Emisiunea a fost oprită. S-a sesizat Comisia de Etică, pe scurt, și se poate regăsi în carte, cazul a încercat să se îngroape, fiind o decizie, după părerea mea, neinspirată. Problema este alta. Nu că Romeo Cuuți, un jurnalist din cei 600 de în televiziunea română, a fost cenzurat. E ok, se întâmplă peste tot, nu asta este știm, problema. Știm, și noi. Da, Costele, problema mare știi care este? Și aici voi, presa privată, ar trebui să ne ajutați. De ce se evită în spațiu public lansarea unei dezbateri despre ce ar trebui să fie televiziunea publică? Vorbim de bani de la bugetul public, vorbim nu de bani puțini. De ce nimeni nu deschide de ani de zile? Eu de când sunt în televiziune n-am auzit o discuție cum ar trebui să arate televiziunea publică. Ce ar trebui să facă televiziunea publică pentru a fi iubită de publicul telespectator? Vă puteți imagina, de exemplu, am văzut un studiu recent în Franța. Televiziunea publică este pe același nivel de încredere și de credibilitate pe care sunt situate serviciile secrete din Franța, armata. Deci, fiind o instituție strategică, întrebarea mea este, poate cu un ușor riz retoric, de ce se evite discuția despre ce ar trebui să însemne televiziunea publică? Aici este esența. Hai să ieșim la atac, hai să întrebăm, băi, cum ar trebui să arate televiziunea publică? Ce ar trebui să facă?
Am ajuns pe sistemul actual de finanțare să fim o instituție de PR guvernamental. Încet, jurnalismul dispare din televiziunea publică, televiziunea publică având jurnaliști de mare valoare. Exact. Dar e o discuție pe care voi ați putea să o promovați. Societatea civilă, ONG-urile de presă și este obligatoriu. Altfel, știți cu ce vom semăna? Există o societate a căilor ferate, SNCFR-ul, care ne dăm seama cam cum arată când stăm la o barieră și trece o garnitură de tren cu două vagoane. Sunt două pentru că unul e de clasa 1 și unul e de clasa 2. Acolo este SNCFR-ul, dar despre care se spune, domnule, trebuie să avem grijă că SNCFR-ul este o instituție strategică, o firmă strategică. La fel și cu TVR-ul, se scufundă, este o instituție strategică. Bun, ce facem? Cred că pe asta problema pornește tocmai de la politizarea TVR-ului și de la faptul că este supusă unui algoritm politic. Știm foarte bine că președintele, vicepreședintele și ce mai sunt pe acolo prin conducere sunt numiți politic. Bineînțeles că TVR-ul face parte pe lista de negocieri a partidelor care se află la putere atunci când există o coaliție. Și știm foarte bine în același timp că UDMR-ul a fost atâția ani la guvernare și și-a luat o halcă, și-a luat o bucată din asta TVR pe care o controlează. Deci este asta se întâmplă la Cluj și la Târgu Mureș, în special. Și bineînțeles că aceste televiziuni, sau cum să zicem, centrale de prin țară, reprezintă interesele politicienilor pe zona respectivă. Ca peste tot în România, totul este tranzacționabil. Da. Vorbim de București, unde totul se tranzacționează. Principii, onoare, instituții publice, deci nu este o noutate. Da. Dar revin, mie nu mi se pare firesc această instituție să funcționeze cu o lege veche de 20 ceva de ani. De ce nimeni nu provoacă discuția? Hai să vedem cum schimbăm televiziunea română. Hai să vedem cum aranjăm astfel încât componența Consiliului de Administrație să aibă o influență politică cât mai mică. Cât mai mică. Nu poate, nu putem exclude total. Dar să nu controleze. Să existe totuși un Consiliu de Administrație controlat de societatea civilă. Nu știu, abarante, trebuie niște criterii, niște valori, niște oameni care să ajungă acolo. Oameni cu experiență, oameni care sunt jurnaliști cu experiență și pot să ajungă în aceste Consiliuri de Administrație. Care e problema? Exact. Dar lumea fuge de această discuție. E bine, e băltită povestea. E liniște. Toată lumea vrea liniște. Inclusiv București vrea liniște. La Cluj, la Târgu Mureș. Bucureștiul cel mai mult vrea liniște și este o strategie a Bucureștiului. Vrem liniște în teritoriu. Da, din păcate că simțim și noi. Deși suntem la București, noi nu ne simțim această liniște peste tot, pentru că noi suntem nevoiți să ne deplasăm peste tot și ca și jurnaliști, nu suntem jurnaliști, mă rog, de calculator, ci suntem jurnaliști de teritoriu. De teren. Da. Mulțumim foarte mult, Romeo, că ai fost prezent la noi în emisiune și sper să ține legătura și poate creăm niște dezbateri legate de presă, că sunt totuși ne simțim frustrați. Noi ne știm ce a însemnat presa și mai mult știm în ce hal a ajuns. Da, și din păcate a ajuns într-un hal destul de... Ca să spun așa, într-o situație destul de rea, pentru că este o perioadă de tranziție și vocile care ar putea să asigure tranziția, mergem spre zona online, spre zona de podcast, spre zona de informații online și presa tradițională este evident că moare. Ceea ce este mai periculos și vă spun ca ziarist, eu m-am săturat de aceiași analiști politici, obosiți, rutinați, compromiși, care au adus presa din România unde a ajuns, pentru că majoritatea sunt milionari în euro. Exact. Mă îndoiesc că din presă pot să devii milionar și cred că ei au introdus zona compromisului în presă. Nu spun că nu. Zona liniștei. Exact. Zona liniștei, a tăcerii și a dealurilor. Da. Da, din păcate, da. Da, mulțumim. Eu mulțumesc foarte mult, Costel. La revedere.